Gunaidan. Gunaidan. Bună dimineața de aici, din Marmaris, Turcia. Astăzi o să fie o zi despre plajele de aici, din Marmaris. Vom merge să stăm la plajă, vom merge pe terase, vom lua pulsul stațiunii și vom căuta pentru mâine o excursie. Cam ăsta e planul. Hai să vedem ce iese. Hai. Am plecat în căutarea plajelor. Și am ieșit din Marmaris, am mers până în următorul oreșel, care se cheamă Içmelek, care arată cam așa. Marmarisul e undeva după insulița aia, apă extraordinar de limpede aici. Vrem să aruncăm o privire, să vedem pe unde mergem să ne stabilim, să stăm câteva ore la plajă. Uite, acolo e plin de pești, porcul. Cred că putem coborî chiar aici, în golfulețul ăsta, extrem de limpede. Hai să aruncăm o privire de aici, din vârful ăsta de stâncă. Da, e mult mai fain aici decât în Kushadasi. Apa mai limpede, aerul e altfel, nu e poluare. Ia să vedem niște imagini de aici, de sus. Wow! Foarte, foarte tare! Aici sunt niște insulițe în golful ăsta, iar acolo în depărtare e insula grecească Rodos. Absolut superb locul! Am găsit o plajă mai retrasă. Aici o să stăm câteva ore. E o plajă neaglomerată, exact cum ne place nouă, cu apă limpede. Peisaje foarte faine, avem și umbră. Exact ceea ce ne place nouă. Am schimbat un pic plaja. Am venit pe o altă plajă. Haide să vă arăt cum arată plaja din Marmaris, și anume cam așa. O plajă foarte faină, cu nisip. Ați intrat în apă? Da. Cum e apa, porcu? Faină. E faină? Da. E caldă. Foarte fain și aici, nu e foarte aglomerat. Nu sunt terase cu muzică. E fain. E fain și aici. Pentru mine deja e prea multă plajă, așa că am lăsat-o pe Ramona și pe ceilalți la plajă. Eu mă duc să caut o terasă, să beau o bere rece, să văd cât costă o bere rece pe o terasă aici în Marmaris. Cam așa arată faleza, o faleză foarte faină, foarte bine pusă la punct. Și n-am chef nici să merg prea mult, o să mă duc la prima terasă. Aici în față, dacă găsesc vreun loc, să mă pun la o berică. Văd că se întorc vaporașele de excursie. Probabil și noi vom face mâine o asemenea excursie, să vedem împrejurimile Marmarisului. Nu, că am nimerit pe o terasă unde nu e bere. Da, în Turcia, Turcia e o țară musulmană și nu peste tot pe terase se servește bere. Asta e, mă voi mulțumi cu un ceai. Un ceai care costă 1,50 lei. Fix aici, pe terasă, pe mare, lângă plajă. Foarte bun ceaiul turcesc. Sunt mare fan ceaiuri din zona arabă. Și în Turcia ceaiul are gust la fel cu cel din Egipt, mai mult sau mai puțin. Totuși mă duc să caut și o bere. Imposibil să nu găsesc o terasă aici pe faleză, aici în zona turistică, unde să
nu pot să stau să beau și o bere. Oricum, pe Ramona, clar nu pot să o iau de la plajă în următoarea oră, până nu se răcorește afară. Așa că mai fac câțiva pași. Deci merg de vreo 30 de minute, cred. Am luat toată plaja publică din Marmaris la pas să caut o bere și n-am găsit. Efectiv, nimeni nu servește bere. Puținele terase care sunt pe plajă au doar ceaiuri și sucuri și cam atât. Berică probabil pe străzile paralele. O să mă duc să mai stau și eu cu ei un pic la plajă. După aia vom merge să căutăm ceva de mâncare și vom bea probabil și o bere pe o altă stradă, pentru că aici nu este efectiv. Efectiv n-ai de unde să îți iei. Dar într-un fel e bine treaba asta că nu găsești bere pe plajă, pentru că am fost și pe plajă unde se bea mult alcool. Acolo chiar nu mi-a plăcut. Acolo m-am simțit mult mai rău ca aici unde nu se bea, pentru că lumea când trece de o limită cu băutura o ia razna. Și da, ca atmosferă de plajă, Marmarisul e mult, mult peste Cușadasi. De fapt, nu doar ca atmosferă, și ca peisaje, și ca mare, și ca tot. Așa că dacă plănuiți o vacanță în Turcia și nu știți ce să alegeți, sfatul meu că e, dacă aveți de ales între Cușadasi și Marmaris, alegeți Marmaris fără nicio discuție. Oricum, ai fost la soare. Mult? Mai pleci de aici? Bine, du-te în apă. Am terminat cu plaja pe astăzi, în sfârșit. Acum, pe înserate, mergem până aici, într-o piață despre care ne-a spus gazda că e un loc unde vin țăranii cu mărfuri proaspete. Mergem să vedem cum arată. Deci am văzut multe la viața mea, damâți, pescar, până acum n-am mai văzut. Deci e o bucată de pâine acolo, no. Stă până se adună peștișorii și după aia vine și dă cu laba după el. Deci aproape l-a luat și l-a scăpat. Incredibil! Ăla-l mănâncă el pe măț. Vai, dacă iese, stai să vedem. Acum stăm aici până prinde un pește. Deci mâți pescari eu n-am mai văzut până acum. Da, sunt foarte mulți pești. O plecat mâțul că o văzut că are spectatori și nu... Am plecat pe străduțe spre locul unde ne-a indicat gazda că e piața cu produse țărănești. Eu sunt foarte curios ce găsim acolo. Sper să mai fie ceva la ora asta. Da, ajungem la piață, vom arunca o privire, să vedem ce produse sunt, care sunt prețurile, poate și târguim ceva, să vedem. Deja ne-au izbit niște mirosuri extraordinare, încă de cum am intrat. Uite, smochine de alea uscate, rahat turcesc, mușețel, hibiscus. Cred că e interesantă piața, na, de astea ar trebui să luăm. Punem ulei de măsline pe ele și s-o nebunie. Asta ne-a dat aseară la restaurant. E ceva extraordinar de gustos. Cât era porumbul de fier porcu? 5 bucăți, 6 lei. Vai de capul meu. Deci clar, luăm să fierbem. Cireșe! Toată lumea șurlă marfa.
foarte, foarte proaspete. Ce mai îmi plac mie cireșele, ce mai îmi plac mie piețele. Da, erau struguri, foarte ciudat. Cam de vreme. Roșii, cât sunt roșiile? 12 lire. Asta înseamnă vreo... 4 lei. Cât? 4 lei. 4 lei. Iar cireșele 10 lire, 2 lei și ceva. Wow, fagure de miere. O nebunie de piață foarte proaspătă și faină. Clar, vom și cumpăra câte ceva de pe aici. Da, da, da. Mie îmi spui. Asta ce? Ceva prune? Eric, prune. 10 lire, 3 lei. 3 lei 10 lire. 3 lei kilo de portocale. 2 lei. 3 lei. 10 lire e 3 lei. Wow, brânzeturi. Mergem la brânză. Hai să vedem brânzeturi și wow, măsline. Aoleu. Aoleu. Clar vom lua de aici multe. Mamă, ce bine arată toate. Extraordinar de faine. Senzațional arată și brânzeturile. Deci e imensă piața asta. Wow! Zmeură, dude. V-a zis eu că aici se valorifică foarte fain dudele. Wow, ce dude intră. No, astea da soiul de dude. Cartofi noi, ceapă, usturoi, 3 lei ceapa. Ciuperci. Ciupercile scumpe. Da, toate mărfurile arată bine. În prima fază vom face o tură peste tot să vedem toată piața. După aia ne apucăm de cumpărat. Deci are pepene. Fructe uscate. Uite și roșiile astea arată bine. Ale, ți-am arătat eu astea. Da? Bine, mergem înapoi acolo. Vinete uscate, uite. Așa ceva, n-aș fi ghicit niciodată ce s-a astea. Deci n-aș fi ghicit ce s-a astea. Clopot. Clopote. Și îngatăv. Cu ruchioi, biberii ăsta de rute. Ruchioi, tatle. Uite roșiile uscate cum arată. Păi astea de astea ar trebui să luăm, că... Sunt foarte bune. Pui un pic de ulei de măsline pe ele. Nu pe astea, astea sunt... Alea de acolo din pungă. Sos, alea care sunt uscate mai puțin. Alea din pungă. Pui ulei de măsline și aia e. Ajung și în zona de pește. Pești foarte interesanți. Cât e dorada? Vezi ce e ieftin aici? Mai ieftin ca... 120. Vedeai, mai ieftin ca în Cușadasi. Ok, mai vreau. Un pic mai ieftin. Un pic mai ieftin. Creveții, uite, 250 creveții. Facem o tavă de creveți în ulei de măsline. Sau în unt. Somon norvegian. Amsi proaspete, 70, asta înseamnă vreo
cât e 70 de lei? 20 de lei. 20 de lei kilul de hamsi proaspete. Foarte proaspete după cum arată ochii. Pești și mai mari, chiar foarte mari. Levrec, nu știu ce e. Chefal, uite ce chefal mare. Nici n-am mai văzut chefal așa mare. Biban de mare. Da, de aici ne-am permite să luăm, că e mult mai ieftin ca în Cușadasi. Să facem, să gătim noi niște pește pesăturate. Eu vreau. Da, da, ce pește? Păi o să ne hotărâm imediat. Un chefal foarte mare, un chefal de 2 kg. O să ne-l și curețe. Îl primim direct curățat, numai de pus pe tigaie. Așa am primit chefalul, pregătit tot, numai de pus pe tigaie. Deci e prima dată când cumpăr și se dă gata. Dacă ar fi și la Deva, aș lua zilnic. Da, în toate țările arabe la fel. Creveți, creveții sunt 250 de lire kilo. Dacă nu putem lua de mai mare. Să luăm din aia mai mare un pic. Ok, luăm din aia cu 300 de lire. Ăștia sunt mai mărișori un pic. Am mai văzut niște pești interesanți aici. Extrem de urâți. De ce zici că e urât? Uite-te cum arată. Dar nu zici că e urât. E extrem de urât. Nu e din ăla, din ăsta care sunt ferat la mine. Nu e din ăla. Slan e leu. Leu de mare. Leu de mare. E foarte urât. Nu-i foc. Pește leu, nu-i foc leu. Ce ai găsit acolo? Crab. Săracul. Vezi că sare la tine. Dar sare la tine. Compostează. Caci para. Cât costă? Deci și creveții am primit la fel, curățați, spălați. Nu m-a depus în tigaie. De aici vom lua lămâi să mâncăm cu peștele și roșii de astea sherry. Luăm niște limon și niște domates. Bineînțeles că am dat iama și în condimente. N-ai cum. Pentru pește. O grămadă de condimente. Pentru omletă menemen. Deci omleta menemen e ceva extraordinar. De-abia aștept să fac acasă. Fulgi de arteiute. Genial. Da, condimentele de genul ăsta sunt extrem de bune toate. Deci s-a aglomerat piața, o nebunie totală, nebunie totală aici, dar până la urmă am luat de toate, am luat pește, am luat creveți, am luat fructe, am luat și porumb. Mergem acasă să facem de mâncare. Deci nebunie totală, suntem nebuniți de cap de acolo din Vacarmola, dar am luat o grămadă de produse. Facem calculul când ajungem acasă să vedem cât ne-a costat tot ce am cumpărat astăzi. Da, cred că avem mâncare pe vreo 2 zile. Că am luat mai mult de poftă decât de trebuință. Că am vrut să gustăm din fiecare câte ceva. Am ajuns cu cumpărăturile acasă. O să ne apucăm de gătit. O să ne apucăm să bem câte o berică. Am luat din nou Efes. Am luat și Marmara, că asta mi-a plăcut foarte mult. Eu am luat Efes ediție limitată. No, e interesant. N-am văzut-o. Nu știu de unde ai luat-o. Tot de acolo. No, hai să bem o berică prima dată, după aia ne apucăm de gătit. Sper să nu fie lapte. În prima fază o să bem berică. Unii dintre noi, unii suc. Șvers de mandarine, n-am mai văzut sticlă de asta. Uiagă. Uiagă. Uiagă de șvers. Ramona pune peștele cu sare pentru că ne-am hotărât să mai facem o tură prin bazar, prin port, prima dată și după aia să venim să mâncăm. Da, nu ne mai putem abține fără să gustăm din măslinele pe care le-am luat. Și de care n-am mai luat niciodată. De care n-am mai luat niciodată. Astea sunt niște măsline interesante, servit. Foarte mari. Asta e premieră. Da, cam ieșit la plimbare. Înainte de a merge să facem mâncarea, mergem până în port să vedem excursia de mâine, să ne hotărâm ce vom face mâine și ce excursie vom lua cu una dintre bărcile de aici din port. Foarte faină lumina acum la apus.
Astea sunt bărcile care fac zilnic excursii. O să vedem cu ce ne hotărâm să mergem. Eu nu vreau cu aia cu șerpălăi. Eu nu vreau cu șerpălăi. Doamne ferește, ce barcă. Așa ceva. Mai bine mă duc cu Davy Jones decât cu șerpălăi ăia. Ramona e în febra negocierilor. Vrem să mergem cu vaporul ăsta cu fund de sticlă mâine. Ne-a cerut 400 de lire, dar încercăm să scoatem mai ieftin. Cred că nu prea merge bine negocierea. Da, cu ăsta e mai scump, e dublu față de cu restul vaporașelor. Ăsta are fundul de sticlă. Deși eu le-am zis că în Marea Mediterană nu prea ai ce să vezi, mai ales că odată ce am fost în Marea Roșie cu submarinul, nu știu dacă va mai fi vreodată o plimbare cu barca cu fund de sticlă care să ne impresioneze. Dar mai vedem, mai ne uităm. E cam scump totuși 400 de lire de persoană. Da, suntem în negocieri și în căutarea cele mai bune opțiuni. Am venit să verificăm o barcă aici la apusul soarelui. Cred că vom bate palma cu oamenii ăștia pentru că prețul e mai mic, e 250 de lire și ne duce niște locuri foarte interesante de care eu am aflat astăzi. Locuri pe care eu oricum vreau să le vizitez. Gata, am rezervat excursia pentru mâine. Vă asigur eu că și pentru voi va fi foarte interesantă. Din ce am văzut eu pe Google, vom merge în niște locuri unice. Am întors acasă, unde ne vom apuca de gătit. Am uitat să vă spun, pe tot ce am cumpărat de la piață, am luat măsline, am luat lămâi, am luat roșii, shrimps, creveți, am luat 2 kg de chefal, am luat porumb și mai câteva condimente pentru acasă. Iar pentru toate astea am plătit undeva la aproximativ 90 de lei. Ne apucăm de gătit că deja ne-a luat foame. Porumbul fierbe, am pus în 2 oale când am căput. Chefalul se prăjește și el în ulei de măsline la foc foarte mic. Creveții la fel. Miroase extraordinar de fain aici în bucătăria noastră. Iar eu o să închei aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Urmează mâine o excursie foarte interesantă cu vaporul pe mare. După aia, poi mâine vom pleca mai departe spre Pamukkale. Dar până atunci, de aici, de la Marmaris, din bucătărie, vă spun la revedere!